Este momentul să le mulțumim eliberatorilor lagărului Auschwitz-Birkenau, trupelor sovietice care au intrat și au eliberat pe supraviețuitori. Permiteți-mi să-l invit alături de noi pe domnul consilier ministru în ambasada Rusiei la București, Igor Inușkin. Dragi prieteni, acum trei sferturi de secol, Armata Roșie, eliberând prizonierii celui mai mare lagăr nazist de exterminare, Auschwitz-Birkenau din Auschwitz, de fapt a pus capăt celei mai mari tragedii din istoria poporului evreu. Joia trecută, la Ierusalim, în cadrul ceremoniei de inaugurare a monumentului Lumânarea Memoriei, dedicat faptei eroice a locuitorilor și apărătorilor Leningradului, asediat de către trupele hitleriste în timpul celui de-al doilea război mondial, primul ministru al Israelului, Benjamin Netanyahu, a menționat că tocmai Armata Roșie a eliberat Auschwitz și ne vom aminti de această întotdeauna. Astăzi, la această întâlnire consacrată comemorării victimelor Holocaustului, pe noi toți ne unește o datorie comună față de trecutul și față de viitorul. Este foarte alarmant că în ultimii ani în Europa se intensifică manifestări neofasciste și antisemite. Deci ridică capetele succesorii naziștilor. Iar urmașii colaboraționiștilor tot mai des încearcă să-i prezinte drept luptători pentru eliberarea națională. Pe acest fond, timp de mai mulți ani, statele Uniunii Europene, din păcate, refuză să treacă de la abținere la sprijinul rezoluției privind inadmisibilitatea glorificării nazismului, prezentată în mod tradițional de Rusia împreună cu 10 de alte state ale lumii în calitate de coautori și votată anual la sesiunile Adunării Generale a ONU. Un fenomen și mult mai paradoxal reprezintă rezoluția intitulată Importanța rememorării istoriei europene pentru viitorul Europei, adoptată la Strasbourg în septembrie anului 2019 de către legislatura nouă a Parlamentului European. Textul documentului cuprinde o tentativă fățișă de a denatura adevărul istoric privind cel de-al doilea război mondial, prin atribuirea responsabilității egale pentru această tragedie globală, atât Germaniei hitleriste, cât și URSS și chiar Rusiei contemporane. În mai multe țări din Europa, iau amploare încercările de a distorsiona faptele pentru a reabilita criminalii, a diminua contribuția Armatei Roșii la zdrobirea nazismului, a pune la îndoială rezultatele războiului și verdictele tribunalului de la Nuremberg. Nu e greu să ne stăpânim emoțiile legate de enorma nedreptate istorică a acestor acțiuni. Ele nu pot fi percepute altfel decât drept batjocură ce profanează memoria tuturor celor 27 milioane de cetățeni sovietici care și-au pierdut viața în anii războiului. Aici merită menționat și faptul că din cele 6 milioane de victime ale Holocaustului, o parte considerabilă, până la 40%, erau cetățenii ai URSS. Așa că Holocaustul a fost și rămâne pentru noi o rană profundă, o tragedie care nu vom uita niciodată.
În acest context, aș vrea să vă atrag atenția asupra expoziției desfășurate la etajul acestui muzeu, de care a menționat și domnul director Stejeran. Expoziția pregătită pe baza documentelor foto prezentată de diferite arhive din Federația Rusă și mai multe fundații din străinătate, dedicate temei Holocaustului pe teritoriile ocupate ale Uniunii Sovietice. Am să vă spun doar că numai în Ucraina au pierit mai mult de 1,3 de milioane de evrei. Sper că evenimentul de astăzi va contribui la promovarea adevărului istoric despre tragedia celui de-al doilea război mondial, despre suferințele și moartea deseori în chinuri a oamenilor inocenți, precum și despre faptele eroice ale soldaților liberatori, a oamenilor care au oprit teribilă mașină a exterminării și au adus mare victorie. Nu poate fi ignorată și necesitatea demascării criminalilor care au acționat împotriva umanității și care au fost condamnați la Nürnberg, precum și a complicilor acestora. După cum se știe, acum trei zile în Israel a avut loc un mare forum internațional de comemorare a victimelor Holocaustului, la care au participat peste 60 de delegații la nivel înalt, și de fapt această reuniune ne-a adus aminte faptul că mare victorie asupra nazismului și a fascismului a fost rezultatul eforturilor uriașe și al spiritului de sacrificiu ale multor milioane de oameni care au creat coaliția antihitleristă și au fondat pentru menținerea păcii pe pământ Organizația Națiunilor Unite, a cărei aniversare de 75 de ani va fi marcată în anul acesta. Printre oaspeții, un loc onorabil a fost acordat și președintelui Rusiei Vladimir Putin, care a lansat o inițiativă de a organiza în acest an jubiliar o întâlnire a șefilor celor 5 state membre permanente ale Consiliului de Securitate a ONU pentru a discuta problemele actuale ale stabilității globale. În încheiere, aș dori să le mulțumesc organizatorilor acestui eveniment și să le urez succes în activitate, în continuare, în munca lor nobilă, iar participanților și tuturor locuitorilor din Șumleu Silovaniei, pace, bunăstare și toate cele bune. Vă mulțumesc! Mulțumim și apreciem mesajul domniei voastre. Aveți onoarea de a prinde cea de-a cincea lumânare. Excelența voastră, domnule ambasador Andrei Grinkevici, aveți onoarea.